Taurul intră în arenă, nu știe nimic din ceea ce l-așteaptă. Bucuros scapă de obscuritatea boxei în care a fost închis, intră în arenă, plin de vitalitate, ca un tânăr atlet. Arena în care intră pare fi o câmpie verde, așa cu un orizont întins, fără sfârșit. Puternic biciuiește nisipul cu coada, parcurge arena în toate direcțiile, conștient numai de bucuria forței sale. Însă de îndată ce apar primii adversari, încetul cu încetul își face loc un element chinuitor. Se trișează, adversarul e șiret, lovește și fuge și devine mai puternic, deși este mai slab. Dar devine mai puternic pentru că este rău. Greul apare atunci când în arenă intră picadorii și îl rănesc pe taur de la înălțimea cailor cu țepușele. Și atunci furia taurului crește cu intensitatea durerii. Încet se naște în el deznădejdea și descrește vitalitatea pe măsura durerii. Rănile făcute sunt adânci și în momentul decăderii, taurul este împodobit cu acele banderilas, acele dureroase podoabe. Eroicul animal devine acum ridicol pentru dansul celui puternic și în acest moment vitalitatea taurului este fără inteligență, având sentimentul obscur al fatalității. Și acum lupta nu se mai dă pe teren fizic. Cel care este mai puternic decât el îl domină, îl pune în poziția favorabilă loviturilor mortale. Steagul roșu al morții devine stăpânul animalului obligat să urmeze moartea. Apoi trupul masiv al taurului este luat și dus ca un obiect. În lumina acestui simbolism, Paul Ludwig Landsberg, un mare filozof, a vorbit despre experiența morții. Și el a spus aceste cuvinte, că viața omului fără Dumnezeu seamănă cu o tragedie. Urmărit de Gestapo și aceasta pentru că s-a împotrivit regimului lui Hitler, a căutat să se sinucidă. Cineva apoi, întâlnindu-l în lagăr, a povestit, cartea aceasta, Experiența creștină a morții, este publicată la editura Humanitas, de mici dimensiuni, se poate citi, puțin mai groasă decât un vocabular, și în ea găsim felul în care un creștin poate să răspundă morții dinspre dragostea de Dumnezeu și dinspre înviere. Dacă nu luăm pe Dumnezeu, care ni s-a arătat în Hristos, atunci istoria omului nu este altceva decât o sumă nedefinită de morminte. Ești luat și dus ca un obiect în lumea aceasta a uitării, a risipirii, care este expresia violenței, și prin asta se traduce moartea. Cum putem vorbi atunci cu sens despre iubirea lui Dumnezeu? Pentru că tocmai asta facem noi creștinii când vorbim despre iubirea lui Dumnezeu. Libertatea de gândire are riscurile ei în exprimarea aceasta, pentru că ne asumăm pericolele gândirii libere. Dar cred că putem să ne asumăm acest risc din următorul motiv. Și acest motiv este că Hristos este bun. Și până să vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu, în Hristos, care ne-a întâlnit în moarte, aș vrea să mai dau glas acestui scepticism care se luptă cu tragedia vieții. Noi gândim în optica mormântului și ne mișcăm în orizontul gândirii, dar orice am face, ajungem în moarte, trivializăm apoi moartea, chiar în sens freudian, pentru că omul în acest sens dispare fără să mai fie pomenit. Iar Erich Fromm, deși deplânge decăderea iubirii în Occident și într-una din cărțile lui Artea de a iubi, are un capitol despre iubirea de Dumnezeu și deși deplânge decăderea iubirii în Occident, el spune așa, fiecare individ reține în el, în inconștient, toate etapele, începând cu cea a copilului mic și neajutorat. Un lucru e sigur, spune Erich Fromm, natura iubirii sale pentru Dumnezeu corespunde naturii iubirii sale pentru om. Și adesea, iubirea sa pentru oameni este determinată de structura societății în care trăiește. Când el a spus acest lucru, a înlăturat referentul ultim, obiectiv, referitor la Dumnezeu, ca și când totul este închis în construcția socială. Și Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu ne-a invitat niciodată la iubire. Pentru că, de altfel, din perspectiva lui Erich Fromm, Dumnezeu nu există. Și atunci, totul este determinat de structura societății pentru om. Ce decurge de aici și ce putem spune este că o cultură
care accepta deja dezintegrarea omului ca punct de plecare a viziunii sale, ca adevăr al său, îl transformă pe om în sclavul categoriilor lumii căreia îi aparține. Totul este închis în această mentalitate a omului întemnițat în realitatea psihotrupească. Și aceasta este tot pentru om. Iar atunci, moartea reprezintă o reintrare în lumea din care a ieșit, a non-ființei. Iar noi, ca în Jurnalul Filozofic, spune foarte frumos: lasă neantul în pace dacă nu vrei să-ți arate prăpăstile lui. Însă cum să faci asta? Craig Venter, unul dintre cei mai mari cercetători în ce privește genomul uman, a scris o carte intitulată O viață decodată și atât a putut să spună la încheierea unei cărți de mari dimensiuni referitor la viață. După ce asta a căutat să facă, să înțeleagă viața, am vrut să descoper dacă o viață decodată dinspre științele naturale este cu adevărat o viață înțeleasă. Și așa s-a încheiat cartea. Dar Wittgenstein deja ne spusese cu câțiva zeci de ani înainte, în tractatusul său filozofic, că și dacă rezolvăm toate problemele noastre de știință, problemele noastre de viață nu sunt atinse câtuși de puțin. Și atunci ce să facem? Toată lumea, zice Georges Minois, știe că secolul al XXI-lea va fi secolul virtualului, al non-existentului, al non-ființei, despre care se tot repetă de la Sfântul Augustin, că nu este altceva decât un alt nume al diavolului. Și el își încheie cartea aceasta despre istoria ideilor, fiind un mare istoric francez al ideilor. Oare cel viclean nu ne face din nou cu ochiul? Ce garanție atunci avem noi creștinii când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu? Că viața noastră nu este închisă în viclenia non-ființei. Și acum urmează un scurt argument, după care voi încheia pledoarea mea pentru Hristos și pentru o viață bine trăită. Dacă în optica morții sinuciderea este ultima noastră reușită, după cum am văzut chiar de la început în afirmațiile lui Wittgenstein, și aceasta se vede din studiul patologiilor, de când Hristos Dumnezeu a murit, mormântul a devenit o realitate spirituală, pentru că Hristos, cu adevărat, în termenii istoricității, a pătimit, a murit și a fost îngropat. Nu mai este acum vorba, când ne referim la mormânt, dinspre experiența creștină a morții, despre faliment, ci mormântul ne amintește de Hristos și de iubirea sa. El a trăit moartea pentru noi ca o consecință a păcatului nostru și așa Hristos Dumnezeu ne vine în întâmpinare în mormânt. Pe temeiul crucii și al sângelui vărsat, omul poate continua să creadă în iubirea lui Dumnezeu. Și că aceasta este mai mare decât minciuna, oricât de coerent ar fi ea, a non-existenței. Pentru că coerența, de altfel, nu este un criteriu al adevărului, neapărat, necesarmente. Hristos a continuat să ne iubească în ceasul morții. Amintiți-vă de Iuda în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, o evanghelie foarte frumoasă, când Iuda pleacă în întuneric, Iisus știe că Iuda îl va trăda. După acest moment, Iisus îi învață pe ucenicii săi să se iubească unii pe alții. În anticiparea faptului că El, ca Dumnezeu întrupat, va fi lovit de om, asimilează toată ura și violența noastră. Așa zice René Girard. Patima lui Hristos asta face. Demască ura noastră și violența noastră, cu adevărat condiția noastră care se află în moarte, pentru că violența, ura, separarea, uitarea, toate acestea sunt expresii ale morții. Hristos a murit încredințându-se în mod liber omului și în iubirea sa a inclus posibilitatea de a fi trădat, renegat și ucis. Însă această cruce pe care o vedem, purtată de Hristos, nu exclude pe nimeni. Ea chiar exclude amenințarea, nici unul dintre noi nu este un posibil agresor. Și astfel, crucea este o invitație la comuniune, adică la iubire. Ea este personală. Dumnezeu își amintește de tot ceea ce este cuprins în iubirea sa. Și aderând noi în mod liber la Hristos, ne aflăm în orizontul mântuirii lui Dumnezeu. Și atunci, experiența creștină a morții ne duce în orizontul iubirii lui Dumnezeu. În iubirea lui Dumnezeu te simți ca fiind, știind că înainte erai neant, că ai venit de undeva, că viața aceasta ți-a fost dată, tu nu ești absolut, nu ești indiscutabil, accepți acest lucru ca o dovadă intelectuală, știi că nu erai
nimic decât nădejde neîmplinită. Dar Hristos a schimbat starea morții. Și atunci numai creștinul, acum, poate îmbrățișa moartea cu dragoste, a spus Paul Ludwig Landsberg, după ce l-a întâlnit pe Hristos în lagăr. Adevărul de aici este acesta, că adevărata dragoste de moarte nu poate fi decât o formă a dragostei de Dumnezeu. Moartea este atunci convertită într-un loc de întâlnire. Moartea acum nu mai poate dezagrega existența umană, pentru că în Hristos, tot umanul, întreg umanul, trăiește fără confuzie, fără diviziune, legat pentru totdeauna de viața nestricăcioasă a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu l-a urmat pe om în moarte, prin întruparea sa, și l-a căutat pe om în abisuri. Atunci când a venit în lumea noastră, nu a trântit ușile istoriei, nu ne-a strivit cu atotputernicia sa, ci s-a lăsat rănit de om cu scopul de a rămâne cu omul. Acum, murind și noi cu Hristos, ne putem afla în compania lui Hristos. Hristos Dumnezeu a făcut cu gingășie acest gest al iubirii și al carității. Și doar dacă ești pătruns de iubire justă, nu de iluzie, se pot recunoaște trăsăturile lui Hristos în viața ta, pe care această iubire le sapă în carnea noastră, tot așa cum noi, prin violența noastră, am săpat în Hristos semnele morții. Dar El a înviat omenitatea noastră și în înviere a arătat iubirea Lui în fapta crucii. Discipolii l-au recunoscut pe Hristosul înviat după răni ca o expresie maximă a iubirii sale. Și atunci noi la aceasta vă invităm. Vă invităm la o experiență creștină a morții, pentru ca să putem să ne aflăm în orizontul iubirii lui Dumnezeu. De aceea Paul Ludwig Landsberg a spus că numai creștinul poate îmbrățișa moartea cu dragoste.